Iar în clipele ce urmează alături de noi, prin intermediul online-ului, desigur, este Dima Bârsanu. Bună dimineața! Bună, bună, bună dimineața! Ultima dată când am vorbit cu tine aici în direct era în Grecia, ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc eu minte bine. Acum pe unde ești? Acum sunt în Londra. A, deja ai ajuns în Londra, bravo! Dar tu atunci plecasei din Londra în Grecia, dacă mi-amintesc eu bine, și ai revenit. Exact, și cum e în Londra acum pe 1 februarie? Care este situația din punct de vedere pandemic, desigur, te întreb? Situația este până ce stabilă, dar se prevede și ceva mai trist. Nu știu, mai trist, cred că da. Așteptăm. Dar tu... că aici în fiecare zi se schimbă legile și ordinii. Dar tu cum te simți? Acum a trecut deja un an de când a început toată pandemia asta la nivel european, făcând desigur referire, nu la nivel mondial. Tu ești o persoană de artă, ești din acest domeniu. Cum te-a influențat pe tine pe parcursul acestui an? Cum te simți din punct de vedere psihologic? Un pic mai greu, normal, ca și, cred că ca și pe toți a afectat pandemia, dar na, asta e și am venit aici nu de... că nu avem ce face acasă, am venit aici să... totodată să fac și un ban grămadă și na, să nu stau degeaba, știi? Știi, era o frază, probabil o cunoști, aia prin care arta are nevoie și să se hrănească. Arta nu se face așa peste obacul gol. Probabil, da, ai fost și tu nevoit să pleci, dar din punct de vedere a muzicii pe care o creezi sau a ceea ce vrei să interpretezi, simți că s-a schimbat ceva pe parcursul acestui an sau datorită schimbărilor tale la nivel geografic, că ești deja în Marea Britanie? S-au schimbat anumite lucruri sau nu? Da, avem o problemă cu intermediul online-ului, probabil din cauza Brexit-ului. Îți dă voie să vorbești doar 30 de secunde, un minut cu Marea Britanie, după care se închide. Mulțumim mult pe această cale. Vreau să-mi confirme regia dacă Dima este alături de noi din nou. Să-mi transmită mesajul ca să știu și eu când Dima va fi iarăși alături. Aveți grijă, apropo, dacă tot vorbeam de pandemie și dumneavoastră de sănătate. Nu s-a rezolvat nicio problemă, încă nu a dispărut pandemia și în continuare este la fel de grav, așa că aveți grijă. Dima, mă bucur mult că ești din nou alături. Glumeam și eu adineauri, spuneam că din cauza Brexit-ului vor mai fi întreruperi, așa ca să cunoască și cei de acasă. Revenind însă la muzică și revenind la artă, te întrebam dacă după schimbarea geografică a locației unde te afli, simți că ai schimbat și stilul sau lucrurile pe care vrei să le interpretezi sau nu? La moment nu, oricum am aceleași idei și preferințe, da, ce țin de plan muzical, dar încercăm cumva să ne mișcăm și aici, indiferent de ceea ce se întâmplă. Și mă bucur chiar că îmi reușește. Foarte curând vreau să vorbim și despre noua ta realizare. Între timp am văzut un interviu al tău în care ai recunoscut că ai făcut și munca de jos. Eu nu am să te întreb ce ai făcut, eu am să te întreb din punct de vedere psihologic cât de greu ți-a fost să te adaptezi, dar aflăm lucrul ăsta iarăși după ce revine. V-am zis eu că va fi o problemă, nu? Bun, este ora 8:50. Pentru cei care trebuie să meargă la muncă, reamintesc de dimineața, nins, am avut la poviță în majoritatea localităților. E destul de complicat să circuli pe traseele în țară sau în capitală. Așa că aveți grijă de voi. Vom mai încerca încă o dată să continuăm cu Dima, deși aveam o altă întrebare, pentru că vedem că avem tot felul de întreruperi. Vreau să-mi ofer inițial mai multe informații despre noua ta realizare și dacă mai apoi vom avea o legătură online stabilă, discutăm și alte subiecte, dar inițial spune-ne mai multe despre noul lucru pe care ai reușit să-l pui în aplicare și desigur să apară în fața publicului, noua melodie. Da, este o melodie făcută recent, deci anul trecut, cum ar veni, înainte chiar de sărbătorile de iarnă. A fost o melodie dedicată în special tatălui meu. Da, așa mi-a venit mie și așa am făcut-o, știi? Am simțit cu tot sufletul să o fac anume pentru el. Am înțeles, eu am să rog regia să vadă ce problemă e și noi să ascultăm melodia în clipele ce urmează, după care revenim alături de voi. Dima, îți mulțumim mult că ai fost alături, din păcate este a treia întrerupere și nu reușim să avem un dialog constructiv sau continuu. Oricum, ești un tânăr senzațional, foarte talentat, din nefericire a trebuit să pleci peste hotare ca să câștigi niște bani, ca să poți să faci muzică, din fericire continui să faci muzică și asta ne bucură.